Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 21 de consilieri din totalul de 21 funcții. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței din 15 ianuarie 2020. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Vă aduc la cunoștință necesarul de votul pentru vederea adoptării proiectelor de hotărâre scrise pe ordinea de zi. Majoritatea absolută, 11 voturi pentru, proiectele numărul 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, suplimentarul 1 și 2. Cu majoritate calificată, 15 voturi, numărul 7 și majoritate simplă, 11 voturi, proiectele 1, 3 și 4. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu, bine ați venit la ședința de Consiliu Local, convocată de domnul primar, domnul Lucian Ovidiu, prin dispoziția numărul 60 din 23 ianuarie 2020. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte plus 2 suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 1, privind aprobarea planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Proiectul numărul 2, privind aprobarea pentru anul 2020 a nivelul postului mediul lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice închirite în centrul rezidențial pentru persoanele vârstnice, Casa Bunicilor, din cadrul Direcției de Asistență Socială Română. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3, privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCR numărul 318 din 19.12.2019. Avizul Comisiei de Cultură? Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 4, privind îndreptarea unei erori materiale din anexa la HCR numărul 322 din 19.12.2019. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 5, privind aprobarea regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de persoane în municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Avizul este favorabil cu două amendamente. Respectiv, anexa 1, articolul 1, se introduce punctul J, care va avea următorul rămâne. Persoanele aflate în situații excepționale, pe baza unui referat de necesitate, întocmit de servicii de specialitate și aprobat de primarul municipiului. Iar la articolul 3, indice 1, va avea următorul enunț. Pentru categoriile prevăzute la articolul 1, litera A, B, C, I și J, se vor elibera legitimații anuale de călătorie valabile de luni până duminică. Ce înseamnă? Vă explic eu despre ce este vorba. Sunt anumite categorii sociale, de regulă persoane încadrate în grade, handicap și e permanent. Și atunci, pentru aceste categorii de persoane, să nu le mai chemăm lună de lună pentru înmânarea legitimației, ci vom da legitimația anuală. Și mai ales da? Pentru nevăzători. Mai ales în cazul nevăzătorilor. Deci, practic, să nu mai punem acești oameni pe drumuri, dar, repet, doar pentru cei care au grad permanent. Nu, ascultați un pic. Asta a fost vis-a-vis de cel de-al doilea amendament. Legat de primul amendament, sunt situații, de exemplu, soț-soție, dar e, și am avut chiar astăzi în audiență, grad de handicap permanent, nevăzător, și nu poate fi lăsat singur. Și atunci, e clar că și pentru un soțitor trebuie să-i dăm acest tichet permanent, dar de la caz la caz, în funcție și de o anchetă socială pe care o facem, să existe această posibilitate ca, ocazional, să putem înmâna aceste legitimații cu valabilitate anuală. Vreau să vă informez că, oricum, noi facem verificări lunare la Direcția Locală de Evidență a Populației pentru a vedea să nu fie modificări în cadrul
Deci la acestea două lucruri se referă. Și sunt rezultate în urma experienței de anul trecut și eu zic că nu are sens să punem oamenii pe drumuri... Corect, da? Nu înțeleg de ce nu specific. Dar nu putem, pentru că diferă de la un caz la caz. În general, nevăzătorii, ei nu au certificatul, se numește grav pe personal, dar având nevăzători, ei nu au posibilitatea să-și angajeze prin primărie, asistent personal. Vreau să vă explic. Ei primesc pe cupon o sumă pentru însoțitor. Însoțitorul poate diferi dacă ei nu-și pot, n-au soțul sau soția, îți bătrân, nu au cum, atunci să însoțesc unul pe altul. Ideea e să ne și orientăm că nu, dar de aia aveți cazul special. Am avut 50 de cazuri. Și au trebuit să vină lună de lună pentru așa ceva. Și persoana cu handicap, nevăzătorul, avea pe tot anul și asta era problema și nu putea să-l lase singur în casă. Corect. Asta a fost situația. Nu regulă. Și avizul comisiei juridice? Comisia juridică favorabilă. Cu amendament. Amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Regulă numărul 6. Privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și totale stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe în Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 7, privind completarea HCR numărul 81 din 14.04.2009, privind aprobarea listei bunurilor de retur și a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Avizul este favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Nu favorabil. Domnul consilier, comandantul putem participa. Cine este pentru? Nicolo. Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 8. Privind alocarea unei sume din bugetul local, avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil, cu un amendament, la articolul 1 va avea următoarea formă. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 de lei pe lună, reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta, doar medicilor angajați la Centrul de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal de Urgență Roma, pentru perioada martie 2020, 31 decembrie 2020. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Nu participă. Nu participă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 9, privind aprobarea acordului de asociere dintre Municipiul Roman și Sportiv Municipal Roman pentru realizarea sportului de mărțișor. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 10. Privind încheierea unui acord de asociere pentru organizarea unor cantonamente ale lotului național de conchidor la Roman în perioada 8 februarie 12 aprilie 2020. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Proiectul numărul 11. Privind încheierea unui acord de asociere pentru organizarea evenimentului 30 de conchidor în Roman. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Proiectul numărul 12, privind modificarea HCL numărul 186 din 22.08.2019, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramii statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 13, privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție, construire, locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazul. Avizul Comisiei de Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 14. Privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a sectorului din TN2, aflată în intravilanul municipiului Roma.
Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Da, vă mulțumesc. Vreau să ne informez că următoarea ședință de Consiliu Local va fi pe 7 februarie, săptămâna viitoare, vineri, la ora 12, când vom avea și aprobarea bugetului. Astăzi le spunim apele pe mail. Avem câteva probleme cu încărcarea în sistemul electronic a draftului de buget și anexele, cred că le veți primi mâine. Dar mapa va veni de azi, proiectul de hotărâre. Va fi ședință ordinară, ca să știți să vă faceți programul. Și în cele ce urmează, așa cum am promis, după ședință am să rog consilierii locali să mai rămână suficient timp cât să discutăm ultimele date din buget și împreună să avem un buget cât mai bun pentru anul 2020 și cât mai multe din proiectele pe care le-am propus să se și realizeze. Așadar, am să rog doar consilierii locali să rămână,